Horoscop și Camelia Pătrășcanu chiar acum. Bun găsit! O zi foarte bună pentru că știm să avem grijă de noi, de sănătatea noastră, de averea noastră și de familia noastră. Cu alte cuvinte, grijă și siguranță. Berbecii, armonie în familie e un lucru important, mai ales dacă au nevoie de susținerea membrilor familiei. Alții, doar o atmosferă foarte caldă după multă vreme. Taurii, vorbe foarte bune. Se bazează pe anturaj și este posibil să aibă întâlniri cu persoane care fie le dau soluții, fie le ascultă problemele și de aici le vin și niște idei. Gemenii sunt puși pe bani, au aspecte foarte bune în zona banilor, mai mult prin spirit de economie decât prin bani în plus pe care îi aduc în buzunarul lor, dar e bine și așa. În schimb, racii, pentru că au luna în semnul lor zodiacal, sunt foarte sensibili și foarte intuitivi și asta îi face mult mai receptivi la atmosfera din jurul lor, ce își doresc ceilalți, unde sunt pericolele și ce trebuie să facă, în ce trebuie să se implice. E foarte bine așa. Leii trebuie să acorde mai multă atenție sănătății, unii au tendința să fugă de marile probleme astăzi, tocmai pentru a-și încărca bateriile, alții fac un drum la medic și e bine pentru că veștile sunt bune sau soluțiile există. Pentru fecioare este o zi socială, au nevoie să se întâlnească cu persoanele de bine care le sprijină, le laudă, le apreciază. E bine să încaseze un pic mai multă apreciere astăzi. Balanțele, o zi bună pentru carieră, au autoritate, se pot impune, au și o muncă foarte bună aducătoare de bani, dar și de laude, e o zi de succes pentru balanțe astăzi. Scorpionii reușesc și ei în probleme legate de planuri, proiecte, acolo unde trebuie să-și folosească intuiția și să anticipeze niște consecințe. Le merge foarte bine flerul. Pot identifica și bani și oameni potriviți, dar și căile pe care trebuie să le ocolească. Scorpionii sunt, săgetătorii sunt cu ochii pe bani și au sentimentul că trebuie să fie foarte grijuliți. Pot scoate bani din niște surse secrete, neidentificate până acum, un bun de familie care poate fi vândut, o antichitate, în tot cazul manevrează foarte bine resursele. Capricornii au relații foarte armonioase cu partenerul de viață sau persoana cea mai apropiată de ei în acest moment și asta le ușurează cumva sufletul pentru că au fost foarte tensionați în ultima vreme. Vărsătorii au o muncă excepțională, e ziua cu cea mai mare dedicare din săptămână și trebuie neapărat să se pună pe treabă pentru că tot ce fac acum duce la succes în perioada următoare. Peștii sunt creativi și inovativi, unii au chef mai mult de flirt și de distracție, alții însă vin cu niște idei foarte versatile și foarte frumoase la locul de muncă și asta poate să le dea și succes financiar mai târziu. O zi minunată, profitați de ea, folosiți-vă intuiția, ne vedem și mâine!